Dragoș, mulțumesc pentru informații, iar la această oră la Vatican se desfășoară slujba pascală și urmărim imagini în direct din piața San Pietro. În scurt timp, suveranul pontif va rosti mesajul Urbi et Orbi adresat credincioșilor din toată lumea. Papa Francisc a prezidat aseară la Roma solemna vigilie pascală a învierii Domnului, iar apoi suveranul pontif a botezat 8 adulți din diferite țări. Titi Dincă, realizator TVR, este alături de mine în acest moment. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună Aș ziua. Vrea pentru început să ne explicați ce vedem acum în imagini, semnificația acestei slujbe și ce urmează după această slujbă. Exact în acest moment la Vatican se rostește rugăciunea Tatăl nostru. Este o rugăciune prezentă în toate bisericile, nu numai în cea catolică. Iar ca o cronologie a momentului ne aflăm aproape de sfârșitul Sfintei Liturghii. Este a doua liturghie din această zi, pentru că prima s-a săvârșit în cursul nopții, respectiv în spre miezul nopții. Este liturghia, considerată liturghia pascală, așa cum vedeți și bine ați remarcat, Papa Francisc prezidează doar, pentru că oficiantul, și aceasta poate că din cauze medicale, pentru că oficianții sunt cardinalul, iar în cazul de față este decanul cardinalilor, cel care oficează Sfânta Liturghie. Peste aproximativ 50 de minute după ce se va sfârși Sfânta Liturghie, la fel cum se întâmplă la toate marile sărbători religioase și vorbim mai sau cu prilejul instalării unui nou suveran pontif, telespectatorii noștri, iată, fac încă o paranteză, acum pot să vadă momentul împărtășirii, respectiv toți diaconii și cei care ajută la sfârșirea Sfintei Slujbe se duc printre credincioși și împartă ostia și astfel credincioșii participanți la slujbă în piața San Pietro pot să se împărtășească. Revin la chestiunea legată de ceea ce se va întâmpla după și va fi transmis de altfel de TVR2 ca în fiecare an. Într-o ediție specială. O ediție specială. Este mesajul Urbi et Orbi, este indulgența plenară și binecuvântarea apostolică. Un moment care are anumite componente ca mesaj de ordin religios, evident, dar și social și politic, o aplicare deosebită privind dramele umanității, ale creștinilor și nu numai ale creștinilor, ci ale tuturor mediilor sociale și o tradiție foarte veche, aceea a indulgenței plenare, a dezlegării de toate păcatele cu ocazia unei zile festive. Papa Francisc, așa cum subliniați și dumneavoastră, prezidează pentru că abia a fost externat din spital după o bronșită. Există îngrijorare la Vatican în ceea ce privește starea lui de sănătate, mai ales că a lipsit fizic la slujbele în aer liber. Din câte pot să apreciez eu de la distanță și comparativ, aș spune, cu ceea ce am văzut la Crăciun, Sfântul Părinte este chiar mai bine decât la Crăciun. Evident, prudența este necesară, mai ales că din cauza faptului că un plămân este parțial funcțional în ceea ce privește sănătatea Sfântului Părinte. Însă am văzut aseară că a botezat creștini, neofiți de fapt, candidați la botez, a participat activ, a avut o predică foarte bine punctată, adică nu a fost doar într-o asistență simbolică. Din câte pot să apreciez, starea de sănătate a papei este destul de bună, chiar mai bună decât în trecut. Asta e o veste foarte bună. Ce înseamnă Papa Francisc pentru Biserica Catolică și pentru vremurile pe care le traversăm? În primul rând, aș începe cu sfârșitul. Ce înseamnă pentru vremurile pe care le traversăm? Pentru că este clar, este monarhul, cel cu trei coroane al Bisericii Catolice, este suveranul pontif, este cel care reprezintă în ultima instanță pe toți credincioșii și prelații catolici, dar pentru timpurile noastre cred că reprezintă ceea ce reprezintă numele său, un
un vestitor al păcii, pentru că ne gândim atunci când ne gândim la Francisc și din această, acesta a fost motivul pentru care și-a luat numele de Francisc, ne gândim la Francisc de Assisi. Și când ne gândim la Francisc de Assisi, nu putem să începem decât cu rostirea lui celebră, pe care o găsiți peste tot în lume, inclusiv în Assisi, scrisă și pe pereți, pace și bine. Cred că acesta este, de fapt, locul în care se adună toate aspirațiile legate de Papa Francisc și tema propusă de el în Vinerea Mare, mărturii pentru pace, a fost oarecum paralelă cu preocuparea societății din ultimul an, că nu mai este vorba de ultimele luni, și anume războiul. Hai să vedem și care sunt mărturiile pentru pace, nu neapărat cele care sunt legate de conflicte. Este un ambasador al păcii și un susținător al păcii în Ucraina. De la începutul, și ne referim aici chiar dinainte de a începe războiul din invazia rusă în Ucraina. Adică oriunde se petrecea ceva grav, oriunde apăreau conflicte militare, și reiterez, nu e vorba numai de lumea creștină. Vaticanul, prin diplomație și prin vocea Sfântului Părinte, acționa foarte ferm și puncta momentul respectiv și lupta pentru a face în așa fel încât să se găsească anumite căi de dialog și să nu fie escaladate conflicte. Titi Dincă, realizator TVR, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate explicațiile, și urmărim ediția specială de la ora 13 la TVR2.